plecăm de la cazare din Ella. Mergem spre stația de bus. Ce bine am dormit aici, nu? Foarte bine, puțin mai răcoare. Mergem la căldură. Înapoi la căldura aia. Unde nu ai apă caldă, unde n-ai nevoie de apă caldă. Se aude omul, se spală de dimineață, direct la furtun în curte. Pe curând de la 1041. Ceva cu nu știu câți metri deasupra apei. 1041 metri deasupra apei. Am dat de târgul de miercuri. Pompoare făcute manual, multe legume. Foarte, foarte multe legume și condimente. Poate dându-i niște fructe mai în față. Poate, peștele uscat. Coconatul de gătit. Am ajuns la stația de bus. Trebuie să așteptăm busul care merge în Tangali. Am oprit să iau niște banane de la piață. Busul 31 merge din Ella în Tangale sau Matara spre plajă. Ne așteptam să fie full pentru că era super multă lume în stație. Dar am prins locuri. Mare volan. Marea cascadă. Am mers foarte repede. Wow, ce valuri. Ne-am apropiat de apă. O grămadă de oameni se rinan ca poartă măști. Am văzut chiar o grămadă de persoane. Thank you. Oh. 3 ore. Ah, 3 ore de... 3 ore de bus. Destul de repede a fost. Nu mai așteptam. A început și ploaia de răcorire. Puțină ploaie nu strică. Ce bine. Cât de bine că am prins locuri. Am aici? Să ne alimentăm cu niște pește. Yes. How much is? 150. 150. Sau, ce să luăm, 2? 2 peștișori, da, să le luăm. Ce bine, da? Să mai se mâncăm sau pe drum? Pe drum. Ne-a dat să gustăm și puțin năut, care este cald. Îi dau 1000, că n-am schimbat. Ok. Am luat și normal. Yes. Năut cu cocos. Cocosa. Bun, peșele? Înapoi pe ieftineală. Rambutanii. Porumbul, băi, dar n-au fier.
Ce piață aici? Piața, da. O combinație foarte bună, năut cu cocos ras. M-a întrebat dacă vreau și ardei. Salată, de fapt era ceapă roșie cu ardei, iute, bucăți mari. Și am zis, nu, doar coconat. Tangali Sports Club. Pe drumul nostru dăm de acest minunat lac. Cu nuferi. E o căldură de nu vă imaginați, chiar dacă e înnorat. Am coborât după munte la o mega căldură. Care era puțin mai răcoare, ne obișnuisem cu aerul. Aici e mega, mega cald. Am intrat la cazare. Caldura. Să luăm un loc. Ha! Asta face așa, veverița. Dacă îți vine să crezi. Ha! Puteam să cumpăr că e o pasăre. Fapt e veverița. Am citit că la cazarea unde stăm sunt foarte mulți câini pe traseu. Da, poate în dreapta acum. Și ne-am luat niște pește. N-am mai arătat camera, o să o arătăm la întoarcere. 5 euro. 5 euro am dat, merge netul super bine. Am aruncat ghiozdanele rapid și am fugit spre plajă. E prea cald. Mergem spre plajă. A intrat și soarele. Al lac. Plin de lacuri. Pin. S-au format diferite lacuri. A fost un mare tsunami în zona asta. În 2004 au murit 35.000 de oameni. Mi-a spus o localnică în prima zi când am ajuns în Sri Lanka. Nici nu știam de existența acestui tsunami. Florecerele, nu? Ce bine arată mob. Na, am făcut de baie, trebuie să mergem în față. Pentru baie. Cum am făcut stânga, am luat. E bine și pe aici, ajungem tot la plajă, dar... O apă, hai să luăm o apă de aici. Da, că da. Nu mai ține. Hai să luăm. Hello! Nu e nimeni. Dau o. Hello! Ne apropiem de plajă și se pare că sunt mega valuri. Să vedem plajă. Oh yeah, man. Descălțarea. Fisherman. Prima plajă din zona asta. Le luăm la rând acum. N-are nisip prea plin, dar am știut că e una la un kilometru de aici cu nisip foarte plin. Mamă, ce valuri am. Cum e apa? Nu știu, cred că e caldă. E rece. E cam rece. De fapt, să nu e prea încălzit. E perfectă de o baie.
și un mic templu cu câțiva budiști. Am găsit locul perfect de stat la o baie. Am făcut o baie pe cinste. Ia să vedem aici ce avem, mai mulți budiști și un păianjen. Plus încă câțiva. Am făcut o baie pe cinste în acest loc. Părăseala asta parcă mi-am amintește de El Salvador. Știi plaja aia, mai ți minte? Parcă, da. Mi trebuie la o părăseală și era o mega plajă. Navy Fort. Fortul. Hai să vedem ce e nou. Fortul Marinei. Navy. 2 lei la intrare și un leu mai mic la intrare, negru. Cățeloiul. Ce asta? Rupt. Vine un om la noi sau nu vine? Cu cuțitul? Vine cu sabia, băi, la noi. Ok? Istor, what is? Tine asta ne e aici. Ah, Fort, nu? No? Fort. Se poate urca. Se poate, ne lasă. Vrei să urcăm? Să avem view de sus? Hai să intrăm. Hai, dacă omul a zis. Ok, 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 bine. Tot e ok. Tot e ok. Ok. Dar stai că asta nu filmează bine în interior. A venit, ne-a aprins și lumina. Diferite opere de artă. Diferite bătălii. Aici poate era când se băteau cu indienii. E posibil, da. Tamil cu srilanchezii. Hai să vedem dacă tot ne-a lăsat. Oh, super mișto, da? Dar câte etaje are? Am ajuns până în acest punct unde scrie Hazmat și Ahmat. Pe aici nu se trece. De la războiul vechi la războiul modern. Știi că dacă tot au fost 26 de ani în război civil, au și o operă de artă cu elicoptere, acum sunt lângă cu tancuri. Tancuri? Nave. Tancuri aici, oh, ce calam arată tancuri. Desenat bine. Navele. Aici cum stăteau la masă și plănuiau strategia de luptă. Dar avem și un view, n-am urcat degeaba. Indienii foloseau elefant. Trebuia să fii șmecher să ai câțiva elefanți în dotare, în dotare ca să poți să cucerești cetatea.
Băgau elefanții la intrare. De asta sunt așa respectați acum. În fiecare bus au altarul elefanței. Ia uitați aici ce lac. Pare că nu-i nimic. Și dacă ai pus piciorul, te-ai dus. Wow. Mama mea, ce pom. Fructe și legume. Hai pe ele. Ok, am ajuns unde trebuia să ajungem. Mangostan, ananas, rambutan, banane, căpenaș mici și coconat. Mergem după mâncare! Aceasta este camera pentru 5 euro pe noapte, cu baie în camera. Și ne schimb dormit. Lux.